La Universitatea din Pitești și-a deschis porțile un salon de inventică pentru elevii din întreg județul Argeș. Pe parcursul a două zile, micii inventatori au posibilitatea să-și prezinte creațiile în fața unui juriu avizat. Cele mai interesante invenții vor fi răsplătite cu premii în bani. Este o bicicletă electrică. Are un electromotor de Dacia 1300 veche, o baterie de mașină normală, un panou solar și cam atât. Dacă apăsăm aici, vedem aici că aici se atinge, aici se face circuitul să meargă. Și aici se învârte. Asta e roata pe care se învârte de la motor. Este creația ta? Da, și a unor prieteni de-ai mei, m-au ajutat. Dar de la mine din cap a venit asta. Și cât timp ți-a luat să faci această mică inventică? Păi cam vreo 2 luni. Acesta este un braț hidraulic, acționat cu ajutorul acestor seringi. Se bazează pe faptul că apa este un lichid care nu își poate... Nu își micșorează volumul odată ce acționează o forță exterioară. Așa că se poate observa prin trecerea într-o seringă într-alta, aparatul acționează diferite mișcări, diferite părți. Robotul se poate mișca în jurul acestui ax, reprezintă de o baterie. Își poate mișca brațul. Invențiile propuse de elevi vizează domenii diferite. Spre exemplu, acești doi elevi de la clasa 11 au creat un dispozitiv ce poate fi utilizat în muzică. Am inventat această pedală. Cu ajutorul ei putem schimba sunetele preluate de chitările electrice și de bas. Am pus mai multe efecte pe această pedală pentru a putea acoperi o gamă mai largă de genuri muzicale, de la chestii folk spre rock, chestii mai domoale. De la târg nu lipsesc nici pasionații de robotică. Acest tânăr vine cu o soluție ce, spune el, poate fi aplicată în domeniul colectării selective a deșeurilor. Este vorba despre o mașină a viitorului care trebuie să meargă pe panouri solare. Are o formă mai ciudată care s-o ajute să și zboare. Și cam atât. Este neagră pentru a atrage lumina. În total, la acest salon de inventică participă peste 750 de elevi. E prima ediție a Salonului Inovației și Creativității Elevilor din județul Argeș. S-au înscris 684 de produse, am totalizat noi vreo 750 de creatori. Împreună cu profesorii care au coordonat, ajungem spre 1500 de participanți. Vom vedea câți vor fi prezenți fizic direct aici. Și cred eu că după cele două zile pline, acest eveniment va deveni un fenomen care va angrena tineri mulți, idei multe și dacă multe dintre ele se vor concretiza, ăsta e chiar un criteriu pentru punctaj, adică dacă multe dintre aceste propuneri vor fi puse în practică, atunci vom asista la o îmbunătățire a vieții noastre și, de ce nu, la o comunitate care să trăiască după legile ecologice. La Salonul Inovației și Creativității Elevilor din județul Argeș sunt prezente 680 de lucrări din 20 de domenii de activitate. Un juriu specializat va evalua lucrările care, conform regulamentului, pot fi premiate doar dacă acumulează minimum 70 de puncte. Juriul este format din 50 de profesii din mediile universitar și preuniversitar.